astăzi va fi sfințită crucea ridicată în memoria neamului românesc, neamului care de peste 200 de ani luptă cu ocupația rusească. Pentru oficierea acestei slujbe divine, îl invităm pe Părintele Andrei, starețul Mănăstirii Sfântul Apostol Andrei din Durlești și exarhul tuturor mănăstirilor din Basarabia, însoțit de un sobor de preoți de la Mitropolia Basarabiei. Acum și pururea și în vecii vecilor, Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care ne-ai pretutindeni ai ieșit toate, ne împlinești în veție robunătăților și dădătorule de viață. Tatăl nostru care le ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și măria Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și păzește, Doamne, pe bine credincioșii robii tăi, poporul român de aici, de pretutindeni, și ale tuturor celor ce sunt de față la săvârșirea acestei sfinte și dumnezeiești slujbe de sfințiri și binecuvântare a acestei cruci, ale sfinților și întrutor lăudaților apostoli, că Tu ești izvorul sfințirii și dădătorul bunătăților, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește această cruce a neamului românesc ca simbol al biruinței, prin harul și prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Aceasta prin scropirea cu apă aceasta sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Te rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne,
și în toate timpurile pentru apărarea țării, demnitatea și integritatea neamului românești spre slava Sfintelor noastre biserii strămoșești și ale vorbilor Dumnezeu Alexandru Ioan și Doina Nicolae, Grigorie, Dumitru, Gheorghe, Lidia Ioan, Gheorghe Leonida, Constantin, toate Irina, Gheorghe, Simeon și Visarion cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voi și cea fără de voi. Sufletele lor unei drepții se odihnesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Mila lui Dumnezeu, împărăție celui și iertare păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhurilor și al tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dărit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, eroi, martiri, ostași și românii căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate locurile și în toate timpurile pentru apărarea țării, demnitatea și integritatea neamului nostru, și spre slava Sfintei noastre biserii strămoșeni și cei care au murit de moarte năprasnică, fie înnecați în accidente, în atentate, în deportări și în lagărele comuniste, și ale robilor Dumnezeu Alexandru Ioan și Doina Nicolae, Grigorie, Dumitru, Gheorghe, Lidia Ioan, Gheorghe, Leonida, Constantin, Toader, Irina, Gheorghe, Simeon și Visarion, cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit înși în viața aceasta, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților, robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire Ți înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericita dormire veșnică odihne de Doamne, sufletele adormiților, robilor lui Dumnezeu, Alexandru Ioan și Doina, Nicolae, Grigorie, Dumitru, Gheorghe, Lidia, Ioan, Gheorghe, Leonida, Constantin, Teodor, Ierina, Gheorghe, Simeon, Visarion, să le facem lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică se vor sărășui, desinenția lor va moșteni pământul. Veșnică
Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Binecuvintează, Doamne, coliva în care și vătura și cărobii Tăi s-a pomenit, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte. Român înseamnă a fi bun creștin, a o cinsti pe Maica Domnului și a-ți consacra întreaga ta viață prosperării neamului românesc. Îi ofer acum cuvântul președintelui Mihai Ghimpu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care este și ctitorul acestei cruci a libertății. Sfințiile voastre, stimați preoți, doamnelor și domnilor, e cam fric, dar Dumnezeu este cu noi. Și cred că această zi va încălzi pe veci neamul nostru, unitatea noastră și libertatea noastră. Nu poți fi liber dacă teritoriul sau o parte din teritoriul tău este ocupat. Dacă la tine acasă ești impus să vorbești limba ocupantului în loc de limba ta maternă. Să înveți istoria străinului în loc de istoria poporului tău. Să te închini și să depui flori la mormântul ocupantului în locul mormântului eroilor neamului tău. A fi liber înseamnă a trăi împreună poporul tău, pe pământul tău, pământul dat de Dumnezeu, a contribui la păstrarea și dezvoltarea valorilor naționale, dar în primul rând a limbii materne, a limbii române și a identității noastre românești. A fi urmaș cu adevărat al strămoșilor tăi. A iubi tot ceea ce înseamnă om, țară și neam, națiune. Liviu Brăianu spunea, libertatea e cea mai mare nenorocire pentru poporul care nu-i copt să o aibă. Eu cred că noi niciodată n-am pierdut dorul și dragostea de libertate. Noi tot timpul am fost copți. Și acest lucru îl demonstrează toți acei care au luptat chiar din prima zi pentru libertatea noastră, pentru viitorul nostru. Arcașul Ștefan cel Mare, Sabia Dreptății, Mojada Honda, formată din licenii din Orhei, Partidul Libertății și mulți, mulți cetățeni români care au fost striviți de către armata ocupantului. Inclusiv și fratele meu, Gheorghe Ghimpu, care a stat 6 ani în lagările comuniste, fiind luat în ziua Crăciunului de aici, din Coloniță. Iată de ce am hotărât această cruce să fie pe acest pământ al Coloniței, între două maluri ale Prutului, între malurile sau între două râuri, Prut și Nistru. Dar cel mai important este că din satul meu de Baștină n-a lucrat nimeni împotriva noastră, împotriva neamului nostru. Nici un consătean n-avem care ar fi lucrat în KGB ca să ne ia limba, identitatea și tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Această cruce a libertății vine să ne amintească că libertatea nu se cerșește.
libertatea se cucerește. Pentru libertate trebuie să lupți. Și chiar dacă o ai, trebuie să ai grijă de ea, ca de propria fântână sau de un izvor. Crucea libertății înseamnă și simbol al unității tuturor românilor de pe ambele maluri, cum spuneam, ale râurilor Prut și Nistru. Și într-o, și în dreapta, și în stânga Prutului, și în dreapta, și în stânga Nistrului, locuiesc români. Români care și-au uitat limba, identitatea, mama, tata, români care ne-au pus, români moldoveni, care ne-au pus ocupanți să împușcăm unul în altul în războiul de pe Nistru, așa cum astăzi în Ucraina împușcă frate în fratele său, frate slav. Această cruce este simbol al credinței și demonstrează că toți înaintașii noștri nu au murit în zadar, iar idealurile pentru care au luptat se vor realiza. Pe data de 30, împreună în familia NATO și UE. Este un simbol al rezistenței împotriva sistemului totalitar comunist. Doar fiind liberi, putem să ne construim viitorul. Această cruce trebuie să devină în ziua de astăzi simbol al victoriei noastre. Să nu reușească nimănui absolut să mai calce pe acest pământ și să ne ia această libertate. Eu sunt convins că Dumnezeu de sus vede și aude și prin această cruce ne va apăra neamul nostru, pe noi, românii moldoveni, de pe malurile Nistrului și Prutului. E timpul ca cetățenii Republicii Moldova să conștientizeze un singur lucru. Că nu există viață fără libertate. Se spune că cel mai mult, cel mai important, dar tot înseamnă, este viață. Dar viață fără libertate nu înseamnă viață. Iată de ce libertatea înseamnă viață. Eu sper că toți acei care vor trece pe lângă această cruce, care vor vedea această cruce, își vor aminti de libertatea noastră. Vor lupta pentru ea și vor duce mai departe drapelul libertății pentru care am murit mii de oameni, inclusiv colegi de-ai noștri, oameni care îi cunoaștem noi, oameni care au jertfit viața, familia, pentru libertatea noastră. Pentru această zi, ca în toamna anului 2014, într-un an crucial, istoric pentru noi, să ridicăm în memoria lor această cruce. Crucea libertății neamului românesc. Trăiască neamul românesc, trăiască libertatea, copele în familia NATO și UE. Cupele pentru libertate și unitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte Mihai Ghimpu, iar acum am onoarea să o invit la microfon pe Mariana Țăranu, doctor în științe istorice, dar și harnică cercetătoare în Arhivele Naționale, care a scris o carte, prezentarea cărei a avut loc ieri la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Hășdău și care se numește Scrisori către Stalin. Prezența mea aici mă împli de responsabilitate pentru că am onoarea să mă aflu în marea familie a partidului care promovează valorile naționale absolut prin tot ceea ce face. Ori aceasta în esență și reprezintă trezirea conștiinței naționale a populației autohtone din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, trăim astăzi un moment istoric, un moment care ne responsabilizează prin faptul că încă o dată ne impune ca să conștientizăm responsabilitatea generației a cărei semeni suntem, dat fiind faptul că pentru libertatea în care noi trăim acum s-au jertfit bunei părinții noștri, de asemenea și alte generații care, în pofida soartei fireși care ar fi trebuit să o aibă,
au devenit jertfele ocupației rusești, ulterior a ocupației sovietice. Noi, această generație, de altfel prima generație care avem onoarea să trăim liber după desprinderea de Imperiul Sovietic, suntem obligați prin definiție să le cinstim memoria și absolut prin ceea ce facem să ducem mai departe flacăra demnității noastre naționale. Ori tocmai acest gest extraordinar a domnului președinte Ghimbu împreună cu întreaga familie a Partidului Liberal de a ridica monumente de comemorare a victimelor regimului totalitar comunist în toate localitățile din Republica Moldova ne responsabilizează și în același timp ne face mândri și demne de semenii care avem onoare să-i avem. Suntem obligați ca să justificăm jertfele nevinovate ale urmașilor noștri. În același timp, vreau să îndemn întreaga audiență ca, deopotrivă cu faptul că suntem prezenți la inaugurarea la astfel de monumente, să le cinstim, să le ocrotim, ori tocmai acestea ne vor duce demnitatea prin ani. Văd aici tineri din partea cealaltă a Nistrului, teritoriu ocupat de armata rusă. Și îmi vine în gând o frază, că tot ce românesc nu piere. Așa este, fraților. Slavă eroilor căzuți pe câmpul de bătălie, slavă celor care au suferit și s-au jertfit pentru credința și libertatea neamului românesc. Mulțumim domnului Ion Apostol și acum îl invit la microfon pe Veceslav Stăvilă, doctor în științe istorice. Cam e rece pe deal. Eu încerc să spun câteva cuvinte, pentru că e foarte rece, într-adevăr. Ca istoric, vă îndemn atunci când privim această cruce să ne aducem aminte de cei 13 deputați din sfatul țării care în 1940 au fost arestați și omorâți de sovietici, de elevii de la liceul Vasile Lupu din Orhei care au fost împușcați în vara 1941, la fel de sovietici, de preotul Istrate Chiriță din satul Plitușcă, care a fost împușcat în pădure de la Păulești, doar pentru faptul că avea un tedeum în care se ruga pentru victoria armatei române. Vă rog să vă amintiți, privind la această cruce, despre conducătorii Frontului Patriotic Național. Este vorba de Gheorghe Ghimbu, de Alexandru Tatev Bulgar, de Alexandru Șoltoianu și mulți alții care au stat în pușcărie în perioada sovietică doar pentru că vroiau să ne unim cu România. Să vă aduceți aminte de Ion și Doina, Ale Teodorovici, de scriitorii și poeții noștri, Dumitru Matkovski, Grigorie Vieiro, Leonida Lare. Și ar fi foarte mulți. Eu sper că va veni un timp când și este posibilitatea asta, pe cruce vor fi numele tuturor care ne-au organizat și care au condus lupta noastră împotriva ocupanților. Și ultim moment, apropo, un gând care azi l-am citit, același Petru Țuțea, spunea că libertatea omului este partea dumnezeiască din el. Adică atât timp cât noi luptăm pentru libertate, îl avem pe Dumnezeu în noi. Deci demnul meu ar fi să nu pierdem pe Dumnezeu. Da, mulțumesc! Rugăm acum cine a venit cu o floare în mână, din suflet, să o depunem la picioarele celor care s-au jertfit pentru libertatea noastră de astăzi și cea de mâine. Se mai naște, e
cadă sârma dintre frați. Vom avea și noi o zi de Paște. Hai român din moarte în viaț, dar de peste brut ridică frate ochii tăi de-a dreptul în ochii mei. Le vom face rând pe rând pe toate.